Indiferent de anotimpul, zonele montane din județul Hunedoara sunt extrem de atractive pentru turiști. Afluența mare de turiști, mai ales în perioadele de vacanță, duce și la o sporire a activității salvamontiștilor. Însă munca lor de căutare va fi ușurată prin implementarea unui sistem de căutare cu drona, pe care România îl realizează în premieră europeană. Facem căutări cu drona, nu așa că te uiți cu drona pe... Nu, e un program foarte bine pus la punct, unic în Europa, zicem noi, și asta România este. În România folosește, da, salvamontul. Deci, în mare, așa, drona scanează o suprafață destul de mare de sus și printr-un program pus la punct și în colaborare cu o universitate din Slovacia, cred, identifică orice parte, orice ființă umană din zona respectivă. Chiar dacă, de exemplu, persoana e acoperită de o pătură. Poate fi folosit pătură, sau și de pe o... timp de noapte sau doar pe timp de zi? Doar pe timp de zi deocamdată. Chiar dacă persoana e acoperită de zăpadă sau de... Până întregime și afară iasă doar o mână sau un picior sau de o placă ceva, iasă doar o mână sau un picior, e identificată urgent și se face fotografie. Salvamontiștii hunedoreni, oameni cu mare experiență, au făcut deja probe cu drona și sunt mulțumiți de rezultate. Aceștia mai spun că tehnologia modernă, care va fi folosită doar de unele servicii salvamont din țară, nu doar că face detectări foarte exacte, ci va furniza și semnal telefonic în zonele în care acesta lipsește. S-a folosit, au făcut niște exerciții, da? Iar al doilea program este o dronă specială care, dacă ai o zonă foarte mare de căutare și n-ai semnal, se ridică în aer și dă drumul la semnal pentru toată zona ca să te ajute la căutare sau la cel care e accidentat să poate să sune fără nicio problemă. Fiecare județ are o astfel de dronă? Nu, deocamdată există câteva județe care au drone, câteva servicii de salvare motorană care au drone, iar programul special este la Târgu Jiu, unde este acest centru de căutare a drone, cu dronele. Se trimite rapid filmul cu căutarea și cu filmarea dronei și programul îți trimite înapoi, de asta durează câteva secunde. Îți trimite, dacă în zonă e persoană, o fotografiază, dă coordonatele, îți dă tot. În momentul de față, serviciul Salvamont Hunedoara dispune de două drone, cărora încearcă să le îmbunătățească performanțele, dar ar mai fi nevoie și de una nouă pentru o cât mai bună activitate. Acum trebuie să ne luăm noi drone performante, dar în condițiile în care cauți o persoană într-o zonă accidentată sau cu ochiul te înșală de multe ori, am pățit de nenumărate ori, te înșală ochiul, nu vezi persoana, chiar dacă e decedată sau e vie, există vegetație, există stâncărie, nu poți să vezi cu ochiul ce vede o tehnologie avansată și atunci ne ajută foarte, foarte mult. Veți primi astfel de drone sau trebuie achiziționate de către Consiliul Județean în cazul dumneavoastră? Vor trebui achiziționate cel puțin o dronă nouă. Avem două drone, ele nu au acest program de mapping, nu se pot instala, vor fi modificate, încercăm să vedem dacă cu cei care aduc, cu, nu neapărat cu fabricantul, da? Cu distribuitorul de drone din România, dacă se poate atașa un gadget ca să suplimentăm partea de asta care lipsește. În prezent, pentru cei care se află pe munte și întâmpină probleme, există un număr de telefon de urgență, 0 Salvamont, acesta fiind disponibil pe traseele marcate. În celelalte zone nerecomandate pentru turiști să le viziteze, semnalul fiind mai slab sau chiar lipsește.